Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Suntem în luna iunie încă, luna închinată inimii preasfinte a lui Iisus. Ne-am rugat ei în această cântare de la început, ne încredințăm cu totul inimii preasfinte și învățăm de la această inimă să ducem și noi o viață curată și mai ales să practicăm ceea ce îi cerem deseori Iisuse cu inima blândă și smerită, fă inima noastră asemenea cu inima ta. La începutul catehezei din seara aceasta vom invoca pe Duhul Sfânt, cu lumina sa, cu darurile sale, ca întotdeauna, pentru a putea culege cât mai multe roade din această învățătură pe care Duhul Sfânt ne-o dă prin biserica sa. Ai învățat inimile credincioșilor tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Iubiți credincioși, prezenți în catedrala noastră romano-catolică, Sfânta Maria Regină din Iași și iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi prin intermediul televiziunii, radioului și internetului. Suntem din nou la ora de cateheză. Am văzut ultima dată simbolurile liturgice, adică acele lucruri concrete luate din viața noastră de fiecare zi pe care Biserica le folosește pentru că au simbolismul lor multiplu, dar le folosește cu simbolismul lor liturgic, bisericesc. Și vi le-am explicat. Tămâia,
lumina, apa, unt de lemnul, focul, cenușa, pâinea și vinul și prapurile și imaginile sfinte, icoane sau statui. Mergem mai departe, astăzi oprindu-ne la timpurile și locurile liturgice. Mai întâi, timpurile liturgice. Vedeți dumneavoastră, viața omului cunoaște diferite faze pe care le știm foarte bine. Copilăria, adolescența, tinerețea, maturitatea și bătrânețea, cine o apucă. Sfânta Biserică a orânduit pentru fiecare din aceste faze ale vieții omului anumite sacramente și sacramentalii specifice pe care le administrează omului. Astfel, în copilărie, Biserica administrează taina botezului, pentru că noi, cel puțin aici, în România, cele mai multe botezuri le avem pentru copii. În țările de misiuni, dar chiar și în țară la noi, mai sunt persoane adulte care n-au primit din diferite motive încă botezul și pentru aceasta aceste persoane urmează un curs mai îndelungat de pregătire înainte de primirea tainei Sfântului Botez. Dar de regulă, Biserica Catolică, ca și cea ortodoxă, administrează botezului omului de mic, în copilărie, la câtva timp după nașterea omului. La fel, tot în copilărie, Biserica administrează sacramentul pentru prima dată spovada și pentru prima sfântă împărtășanie. Ne amintim de aceste momente frumoase în ritul nostru latin, când copiii se pregătesc ajungând la vârsta priceperii și într-o solemnitate deosebită primesc prima spovadă și prima sfântă împărtășanie și rămân cu amintiri de neuitat pentru toată viața lor. În adolescență, Biserica administrează taina Sfântului Mir. Pentru tinerețe, Biserica administrează tinerilor fie căsătoria pentru majoritatea care vor să continue să respecte legile bisericești și să nu trăiască necununați, după o pregătire prealabilă, primesc taina Sfintei Căsătorii, înființează o nouă familie după rânduiala lui Dumnezeu. Tot în tinerețe, Biserica administrează pentru cei care au o chemare deosebită taina Sfintei Preoții sau viața consacrată, viața de mănăstire, atât pentru bărbați cât și pentru femei. La maturitate și bătrânețe, în caz de boală, Biserica administrează creștinului taina Sfântului Maslu sau ungerea bolnavilor. Și așa vedeți cum Biserica însoțește viața omului, administrându-i în toate fazele ei sacramente. Și nu mai spun sacramentalii, care sunt foarte multe, pentru a-i sfinți viața, pentru a-l călăuzi pe om pe drumul vieții în călătoria sa spre patria cerească. Același lucru se aplică și la natură, în ciclul unui an. Ciclul anului care cuprinde cele patru anotimpuri, cum avem noi. În alte părți sunt numai două anotimpuri. Primăvara aici, vara, toamna și iarna. La fel ciclul unei zile, care e format din dimineață, amiază, seara, noaptea.
E pentru toate aceste momente ale anului, pentru toate aceste momente ale zilei, Biserica vine pentru a administra omului tainele sfinte sau celebrările liturgice, tocmai pentru a-i sfinți viața omului în toate fazele anului și în toate fazele unei zile. În felul acesta vorbim, pornind de la termenii grecești, pentru timp, așa numitul kairos, care înseamnă timpul sfânt, momentele acestea de har, de mântuire, timpuri în care Dumnezeu, prin Biserica sa, intervine în viața noastră și ne acordă binecuvântarea sa, harurile sale, ajutorul său divin. Acesta se cheamă kairos, aceste momente de binecuvântare a lui Dumnezeu prin Biserica sa, kairos. Și grecii spun la restul timpului chronos, de aici avem cronologie. Chronos, timpul profan, timpul din afara kairosului, acele momente, repet, de intervenție din partea lui Dumnezeu prin Biserica sa pentru a sfinți viața noastră cât trăim pe fața Pământului. Și acum exemplificăm un pic, intrăm în detalii, cât privește ciclul anual, format din primăvară, vară, toamnă și iarnă. În cadrul acestui ciclu anual, Biserica, observăm, noi ne-am obișnuit cu acest lucru, dar este bine să și înțelegem de ce intervine Biserica și de ce plasează anumite sărbători în momentele potrivite ale anului, în acest ciclu anual de primăvară, de vară, de toamnă și de iarnă. Astfel, avem sărbătorile în timpul iernii, să o luăm cu iarna, sărbătoarea nașterii Domnului, 25 decembrie. De ce Biserica sărbătorește la 25 decembrie nașterea Domnului, venirea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu? Pentru că noi nu știm ziua exactă a nașterii lui Isus, că n-a fost consemnată nicăieri în scrierile sfinte ziua exactă în care s-a născut Isus. De ce a ales Biserica tocmai iarna și la 25 decembrie această sărbătoare ca să sfințească viața noastră creștină în timp de iarnă, acest kairos, acest timp de har, de binecuvântare? Pentru că, în general, este bine să știm toți, Biserica a voit să înlocuiască multe din sărbătorile păgâne și să spunem așa, să le încreștineze. La 25 decembrie, păgânii sărbătoreau soarele victorios, așa le spuneau păgânii acestei sărbători, în limba latină, sol invictus, soarele biruitor. Pentru că la această dată, sau în jurul acestei date, are loc solstițiul de iarnă, când avem cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte. Începând cu această dată sau în jurul ei, deja soarele iese de acum biruitor, lumina crește, ziua începe să crească. Și păgânii sărbătoreau acest lucru cu mare solemnitate. Biserica a înlocuit această sărbătoare pentru creștini, deoarece Iisus Hristos este numit, și așa îl și cinstim de atâtea ori și cântăm, soarele nostru dumnezeiesc, soarele care nu apune niciodată, adevăratul soare care a învins întunericul păcatului, al morții și al diavolului. Așa voi Biserica, să înlocuiască sărbătoarea păgână cu o sărbătoare creștină, punându-L în centru pe Hristos, soarele
adevărat, care, așa cum a spus, a învins întunericul păcatului, al morții și al diavolului. Și știm câtă bucurie produce în sufletele noastre sărbătoarea Sfântului Crăciun, cu luminile specifice, de data aceasta amintind de lumina lui Hristos, nu luminile păgâne. Mergem mai departe, primăvară. Primăvara Biserica, cu intuiția ei, ca să sfințească și acest anotimp și pe creștini în timpul acestui anotimp, a plasat sărbătoarea Paștelui. Totdeauna Paștele cade primăvara, martie, aprilie, uneori începutul lui mai. Deci la o dată corespunzătoare, de ce atunci? O dată corespunzătoare cât de cât Paștelui din Vechiul Testament, Paștelui evreiesc. Pentru că spune Biblia, evreii erau obligați în fiecare an, prin lege, să sărbătorească la data de 14 Nisan, așa se chema luna în care erau obligați să sărbătorească Paștele lor, care înseamnă, v-am mai explicat altă dată, eliberarea poporului ales din robia Egiptului și libertatea pe care a obținut-o trecând prin Marea Roșie în mod miraculos și îndreptându-se spre țara Canaanului, eliberarea lui din robie, din sclavie. În fiecare an evreii trebuiau să sărbătorească și astăzi ei sărbătoresc Paștele la această dată de 14, luna Nisan, care pentru noi ar fi luna între martie-aprilie. Sigur că ne doare sufletul că nu toți creștinii calculăm la fel această dată a Paștelui ca să o celebrăm în aceeași zi. Poate se va ajunge și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să celebrăm în aceeași zi data Paștelui, așa cum sărbătorim în aceeași zi Crăciunul, 25 decembrie, majoritatea creștinilor. Primăvara, de ce primăvara a fixat Biserica Paștele? Pentru că primăvara este, natura se trezește la viață. Iisus Hristos se scoală biruitor din moarte în vie glorios, pentru a nu mai muri vreodată. Iese biruitor din mormânt, aducând lumii o viață nouă, viața dumnezeiască a Harului. Noi o primim datorită morții și învierii sale. Mister Pascal, căruia noi dăm cea mai mare importanță dintre toate sărbătorile noastre creștine. Iată de ce primăvara, vedeți, cum biserica știe cu intuiția ei fină să plaseze sărbătoarea Paștelui. Mergem mai departe, vara. Sărbătoarea vierii stabilită de biserică este Rusaliile, coborârea Duhului Sfânt, a 50-a zi de la Paște. În timpul verii, la o dată când evreii sărbătoreau și ei Rusaliile, dar care Rusalii pentru evrei însemna sărbătoarea primelor recolte de pe câmp, și în semn de mulțumire, de preamărire aduse lui Dumnezeu, făceau sărbătoare mare, Rusaliile. Prin revărsarea Duhului Sfânt, Sfânta Biserică oferă primele roade culese din toate popoarele de sub cer și ea trăiește astfel o veșnică tinerețe prin primirea de noi membri în sânul ei. Sacramentele, primul dintre ele botezul, și toate celelalte se celebrează prin puterea, acțiunea Duhului Sfânt. Mergem mai departe. Am văzut iarna, primăvara, vara, toamna. Toamna când atmosfera este cernită. Toamna, biserica plasează, așa cum știm în fiecare an, pomenirea tuturor credincioșilor răposați, la data de 2 noiembrie. Este încheierea ciclului liturgic, pentru a fi reluat apoi cu timpul Adventului,
timp de speranță, timp de pregătire pentru nașterea Soarelui Dreptății, cum v-a spus la început, Hristos, Domnul nostru, Crăciunul. Vedeți, tot ciclul acesta anual, cu sărbători specifice, le-am dat pe cele mai importante, plasate de biserică pentru a sfinți timpul, timpul liturgic. Nu Cronos, pentru că acela este timpul profan, ci Kairosul, timpul în care Dumnezeu ne sfințește viața. Deci ce frumos și bine este ca să cunoaștem aceste lucruri, că biserica, într-adevăr, cu intuiția ei fină, plasează toate aceste sărbători potrivite, la timpul potrivit, iar Dumnezeu revarsă binecuvântarea harurilor sale, Kairosul acesta, asupra celor care trăiesc cu adevărat în spirit de credință sărbătorile creștine. Mergem acum la ciclul zilnic, ciclul unei zile, dimineața, amiaza, seara și noaptea. Să vedem cum și aici Kairosul, timpul binecuvântat de Dumnezeu în momentele principale ale zilei și cum știe biserica să le sfințească. În cadrul ciclului liturgic, biserica a fixat anumite momente de rugăciune în timpul unei zile de 24 de ore, cu cei doi poli principali, care sunt dimineața și seara. Ca adevărate, repet, momente de har și de mântuire, ca eroi la plural despre timpul de care vă vorbeam. Astfel, dimineața, biserica ne cheamă să recităm laudele, breviarul. Rugăciunea oficială a bisericii se cheamă breviar, liturgia orelor. Vedeți cum se spune în limba latină și tradus în românește, liturgia orelor, adică celebrări liturgice, bisericești, sfinte, prin care preotul, episcopul, preotul, credinciosul, omul pios, nu mai spun călugării, călugărițele sunt chemați toți să sfințească o zi, de dimineață până seară și chiar noapte, o să vedem îndată. Dimineața sunt laudele pe care ne cheamă biserica să le aducem lui Dumnezeu la breviar. Seara, al doilea pol din cei doi principale zile, este ceasul despărțirii de prieteni, de ocupațiile obișnuite, de zgomot, de agitație și apoi cufundarea în somnul nopții, considerat frate cu moartea. Seara, momentul serii, care ne amintește și de moartea lui Iisus Hristos, acolo biserica ne cheamă să spunem așa numitele vespere, rugăciunea oficială de seară a bisericii, de la breviar. Între acești doi poli, dimineața-seara, dimineața-laudele-seara, vesperele, între acești doi poli principale ai zilei avem trei ceasuri de rugăciune și asta după calculul orelor la romani, și anume terța, sexta și nona, ora medie de la breviar. Terța, sexta și nona. Terța ar fi în calculul nostru între orele 9 și 12. Atunci se spune ora terță, un imn specific pentru acest timp cu trei psalmi, o scurtă lectură și o rugăciune. Este ora în care Hristos și-a purtat crucea pe calvar și a fost dezbrăcat și răstignit pe cruce. Deci între 9 și 12, terța. Urmează sexta, care ar fi între orele 12 și 15. Este ora în care s-a lăsat întuneric peste pământ, ne aducem aminte de moartea lui Iisus pe cruce. La moartea lui pământul s-a întunecat. Catapeteasma templului s-a despicat în două. De pe cruce Hristos a rostit ultimele sale cuvinte și la breviar avem această ora sexta,
La fel, aceeași compoziție, un imn, trei psalmi mai scurți, o scurtă lectură, care tocmai ne introduce în aceste momente din viața lui Iisus, ultime din viața sa pământească, și se încheie cu o rugăciune adecvată. Și nona ar fi între orele 15 și 18. Este ora în care Hristos a coborât în iad, cum ne exprimăm noi în crez, înțelegând iadul, nu acela unde sunt diavolii, ci locul, noi spunem loc normal, este o stare de suferință tremelnică, trecătoare, de purificare, ci de așteptare, toți drepții din Vechiul Testament erau în această stare de așteptare. Și nu era ușor să aștepți, și veacuri la rândul poporul a așteptat venirea Mântuitorului ca să-i scoată pe cei adinferos de jos, din iad. Noi spuneam într-un timp și explicam în limbajul nostru limbă. Ei, la această oră a noua, pe care noi zilnic, la breviar, o celebrăm între orele 15-18, este ora în care Hristos a coborât adinferos la cei de jos, la iad, ca să-i scoată, să-i ridice pe cei drepți și să-i introducă în paradisul ceresc. Coasta sa, tot în acest timp, a fost străpunsă de suliță și a ieșit din ea sânge și apă și a luminat restul zilei până seara. Vedeți, trei momente între cei doi poli principale ai zilei, sfințiți de biserică prin aceste ore de la breviar, cairosuri adevărate, adică timp sfânt, cu binecuvântarea lui Dumnezeu pentru creștinul care trăiește aceste momente ca adevărat cairos în viața lui zilnică. Și mai avem noaptea, ca să vedeți că biserica se gândește și noaptea să sfințească viața creștinului, viața omului. Sunt ceasurile de rugăciune, noaptea, numite escatologice, de la final, semne ale venirii a doua lui Hristos. Erau așa numitele nocturne de la breviar mai înainte, acum s-au scos, dar le continuă să le recite, aceste rugăciuni, noaptea, în special, cel puțin unii călugări sau călugărițe, care se scoală și noaptea. Eu am auzit și aici, la trei erași, la frații noștri ortodoxi, noaptea, la marile sărbători și în alte împrejurări, noaptea, rugându-se, că dau și la difuzor afară. Dar sunt călugări, călugărițe și chiar creștini de-ai noștri, pioși, foarte pioși, care se scoală și noaptea ca să-L laude pe Dumnezeu prin diferite rugăciuni. Noi avem aici, ca să înțelegem, rugăciunile acestea de noapte, vigiliile, cum avem cea mai mare vigilie, vigilia Paștelui. Că mulți așteaptă și tot scurtează timpul acestei vigilii, dar sunt ore, ore de rugăciune, cu multe lecturi, cu psalmi, cu rugăciuni, ca în final să triumfeze cu sărbătoarea Învierii Domnului. Dar este o noapte de veghe, o noapte de rugăciune. O noapte prin excelență, un kairos, un timp sfânt, binecuvântat de Dumnezeu. Și mai avem și vigilia de Rusalii. În unele părți chiar se ține și nu în 10 minute sau jumătate de oră, ci fără să se uite lumea la ceas. Merge ca în priveghere, în rugăciune, în meditație, să-și trăiască viața lui de credință, să onoreze marile și frumoasele noastre sărbători creștine. Aș mai aminti aici și clopotele bisericilor noastre, care sună de trei ori pe zi. La oraș simțim mai puțin, dar la țară, unde este o singură biserică, sau o biserică catolică și una ortodoxă, totdeauna se aude clopotul dimineața, la amiaza și seara.
și trage clopotul ritul nostru latin pentru ca să facă credincioșii acea rugăciune în cinstea Maicii Domnului numită Îngerul Domnului, iar în timpul pascal, bucură-te, Regina Cerului, Îngerul Domnului, a vestit Mariei, deci întruparea cuvântului, tot momente de har, kairos, acestea trei anunțate nouă de clopotele bisericilor noastre. Ar trebui ori de câte ori auzim sunând clopotele bisericilor, că e vorba de o sărbătoare, atunci se aud mai frumos. La noi aici am remarcat, duminică dimineața, la ora 7, încep să se audă clopotele și la Biserica Catolică, și la Mitropolia Ortodoxă, și la Treieraj, și la alte biserici. O splendoare, o frumusețe. Dar noi trebuie să înțelegem că mulți se enervează, spune că îi deranjează din somn. Păi cine transformă ziua în noapte și noaptea în zi, sigur, sunt și cei care lucrează și sunt obosiți, factură de noapte și trebuie să se odihnească, dar așa este din tradiția noastră creștină, clopotele să sune și să ne aducă aminte, ca un glas al lui Dumnezeu, de chemare la rugăciune, de înălțare a minții noastre, a inimii noastre, a ființei noastre către Dumnezeu, adevărat kairos, timp sfânt, binecuvântat de Dumnezeu, diferit, repet, de chronos, care este timp profan, nu în sens peiorativ spun acest lucru, dar spre al deosebit de kairosul, timpul binecuvântat de Dumnezeu special, tocmai prin aceste intervenții, prin biserica sa, prin aceste devoțiuni sau celebrări sfinte. Acestea despre timpurile sfinte. Mergem mai departe să vedem câteva lucruri despre locurile sfinte. Ne punem aici întrebarea, unde, în ce loc îl putem noi lăuda pe Dumnezeu? Îi putem da noi cult lui Dumnezeu? Adică unde să ne închinăm lui? Răspunsul, natura întreagă, cum citim în Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetele 48-49, natura întreagă este casa lui Dumnezeu. Prin urmare, oriunde ne putem închina lui Dumnezeu. Dar locul privilegiat al întâlnirii omului cu Dumnezeu, poate vă mirați ce vă spun acum, știți care este? Hristos, cu inima sa blândă și smerită, Hristos însuși, El este adevăratul templu al lui Dumnezeu. Matei 14:58. Hristos este, dacă vezi, catedrala sau biserica sau capela unde ne putem ruga cel mai bine lui Dumnezeu. Cred că ați remarcat cum toate rugăciunile noastre se încheie cu prin Hristos, Domnul nostru. Sau formula lungă, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Hristos este nu numai templul, ci și preotul, și victima, și altarul de jertfă. Creștinii de asemenea, prin botez, noi toți care am fost botezați, am devenit temple ale Duhului Sfânt, temple ale lui Dumnezeu. Preoți, altare și jertfe vii, cum ne spune Sfântul Petru în prima sa scrisoare, capitolul 2, versetul 5, și ne spune și Sfântul Paul în scrisoarea către Romani, 12:1. Acum, faptul că primii creștini nu-și construiau temple pentru rugăciune, așa cum făceau păgânii, aveau templele lor și au și astăzi păgânii temple, locuri de închinăciune. Lucrul acesta îi făcea pe păgâni să-i acuze pe creștini că nu-și construiau temple, să-i acuze de ateism, că nu cred în niciun Dumnezeu. Ceea ce însă nu înseamnă că dacă creștinii la început nu aveau temple construite special pentru rugăciune, nu înseamnă că primii creștini nu se întruneau în anumite locuri pentru a săvârși slujbele religioase.
Dar să nu uităm că suntem în perioada primele veacuri, perioada prigoanelor dezlănțuite de împărații romani împotriva creștinilor. Și creștinii celebrau slujbe pe ascuns, în case, în catacombe. Și astăzi sunt mărturie în Italia, catacombele, ca locuri în care creștinii se adunau pentru a se ruga împreună, pentru a celebra frângerea pâinii, cum spuneau ei atunci la Sfânta Liturghie. Ne întrebăm acum care sunt lăcașurile de cult în care oamenii sunt chemați să se închine lui Dumnezeu. Răspunsul este următorul: biserica. Construcția bisericii. Biserica, și legat de biserică vorbim și o să vă explic îndată, bazilica, catedrala, templul, domul, colegiata, cripta sau capela. Toate sunt locuri de închinare în care creștinii se adună pentru rugăciune și mai ales pentru celebrarea Sfintei și Dumnezeieștii liturghii. Biserica. Cuvântul biserică are un dublu înțeles. Este clădirea bisericii, edificiul bisericii, cum este și aceasta în care ne aflăm noi acum, locul unde se adună oamenii pentru rugăciune. Deci ceva material, construit din materiale. În acest caz, ori de câte ori vorbim de biserică, biserică considerată ca edificiu, ca și construcție, întotdeauna se scrie cu literă mică. Iar când vorbim de biserică, desemnând comunitatea celor care cred, instituția bisericii, că asta înseamnă biserică în sensul adevărat al cuvântului, instituția bisericii, comunitatea celor care cred, că noi formăm biserica, nu clădirea, asta e clădirea bisericii, dar biserică o formăm noi cei botezați care formăm o comunitate a celor care cred, au aceleași sacramente, aceeași credință, același conducător, același Hristos, capul invizibil al bisericii, care conduce biserica prin Duhul Sfânt, dar are și un cap vizibil, Papa de la Roma, episcopii și preoții care sunt în subordinea lui, comunitatea bisericii. Și ori de câte ori vorbim despre biserică, în acest sens de instituție, totdeauna o scriem, atunci când scriem cu literă mare, biserica. În traducere, biserica înseamnă adunare, eclezia. În limba latină se spune și domus ecclesiae, adică tradus casa adunării, locul unde se adună oamenii pentru rugăciune și în special pentru Sfânta Liturghie. Sau, tot în limba latină se spune Domus Dominica, casa Domnului, sau simplu bazilica, eclezia, care înseamnă adunare. În limba greacă se spune Kyriakon. Și de aici, nemții, ca și englezii, folosesc pentru biserică cuvântul acesta, kirche, de la Kyriakon, sau în limba engleză, church. Din istoricul bisericii, să reținem că în primele trei viacuri ale creștinismului, așa cum am menționat puțin mai înainte, au fost viacuri crunte de persecuții, dezlănțuite împotriva creștinilor. Creștinii nu puteau să-și construiască liber biserici. Numărul creștinilor fiind mic, erau suficiente anumite case obișnuite de întâlnire pentru slujbe. Se întâlneau în diferite case și pe ascuns, sau cum vă spuneam mai înainte, în catacombe. În secolul al II-lea, când numărul creștinilor a început să crească chiar multișor, s-au folosit pentru biserică unele case mai mari, dar tot case obișnuite. Unele case mai mari,
care erau donate de familiile înstărite pentru rugăciune, pentru celebrările sfinte. Aceste case mai mari purtau numele donatorilor, iar mai apoi au purtat nume de sfinți, de sfinți martiri mai ales. După ce împăratul Constantin cel Mare a dat libertate creștinilor prin renumitul edict din Milano 313, creștinii au putut să-și construiască biserici numeroase, în libertate. Cum s-a întâmplat la noi după Revoluție, știți că înainte era foarte greu să ridice o biserică în timpul comunismului, datorită regimului ateu. Dar după Revoluție s-au construit foarte multe biserici. Așa și îndată după edictul din Milano, după libertatea dată creștinilor de împăratul Constantin cel Mare, creștinii au putut să construiască biserici numeroase, chiar grandioase, frumoase, împodobite, minunat. Modelul bisericii era de tip roman. Nu era modelul după templu păgân, pentru că templul era mic. Poporul stătea de regulă afară. Deci modelul bisericilor la început era tipul roman, modelul casei romane. Mai era obiceiul să se folosească mausolee sau capele de pe morminte, numite martirion, pentru rugăciune și pentru celebrarea Eucaristiei. Avem și acum în cimitire capele. Mausolee, avem și noi în țară. Călugării aveau casa lor de rugăciune numită oratoriu, de la orare, a se ruga. O casă, o cameră mai mare, frumos pregătită, în care ei se adunau fiecare zi, după un program stabilit de congregația sau ordinul respectiv, și se rugau acolo, de aici capelă, oratoriu, ceva echivalent cu capela. Noi știm că termenul acesta de oratoriu se folosește și la indicare unui gen de muzică, de la faptul că în oratoriul Sfântului Filip Neri era foarte mult cultivată muzica. Dar asta în paranteză fiind spus. Cât privește stilul bisericilor în afară de cel roman, mai cunoaște biserica stilul gotic frumos, ascuțit, care te înalță parcă spre cerul, sau stilul baroc. Acum avem stilul, multe stiluri moderne, noi spunem biserici moderne, cum este și catedrala noastră de aici, din Iași, care are formă rotundă și este în formă de coroană de regină, pentru că patroana noastră este Sfânta Fecioară Maria Regină. Și tocmai aceasta a fost ideea pentru care s-a construit catedrala noastră rotundă și dacă o privim de afară, cum aveți și pe internet, pe ecranele noastre, vedeți modelul de coroană în arhitectura ei. Biserica lasă libertate acum, poate unor prea mare libertate în construirea bisericilor, tot felul de stiluri moderne, unul mai fisticiu decât altul, dar aceasta este frumoasă, dă imaginea unei coroane, coroana de regină a Preasfintei Fecioare Maria, patroana noastră. Asta cât privește stilurile de biserică, ar fi multe de spus despre fiecare stil în parte, dar nu este locul și momentul acum. Înainte de folosire, orice biserică este binecuvântată sau sfințită printr-o celebrare specială. Orice biserică, pe de altă parte, poate fi numită Casa Domnului. De ce? A Domnului. Domnului de la Dominus. Iar Dominus înseamnă stăpân. Stăpânul, Domnul nostru, este unul singur. Prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Deci, orice biserică poate fi numită Casa Domnului.
deoarece Hristos Domnul este prezent în toate acțiunile liturgice care se desfășoară în aceste construcții, în aceste clădiri numite biserică, unde doi sau trei se adună în numele meu, spune Iisus, eu sunt în mijlocul lor. Asta facem noi când venim în biserică. 2, 3, 10, 100, 100 mii la locurile de pelerinaj sau în bisericile foarte mari, se adună în numele lui Hristos oamenii, se roagă, cântă, participă în special la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Se poate spune astfel că nu biserica îi sfințește pe oameni, ci oamenii sunt cei care sfințesc biserica, pentru că biserica, de fapt, o constituie oamenii care cred, care se roagă, care se închină lui Dumnezeu. Slujbile religioase se pot celebra nu numai în biserică, se pot celebra și în aer liber, cum am spus, natura întreagă este casa lui Dumnezeu. Și noi am făcut experiența aceasta acum în timpul pandemiei și se mai celebrează încă, mai ales la marile sărbători, pentru că numărul este restrâns pentru cei care pot participa în biserică, pentru a respecta distanța și de asemenea a folosi celelalte, a respecta celelalte reguli cerute în aceste vremuri de grea încercare și suferință pentru oameni, această pandemie. Și am celebrat afară de atâtea ori și în condiții grele, când a plouat uneori, sufla vântul, dar se poate celebra, vedeți, liturghia sau se pot ține slujbele religioase și în aer liber. Se pot celebra sfintele liturghii și în case particulare. Să ne gândim la preoții bătrâni, pensionari. N-au biserică pentru a merge și ei celebrează și ei zilnic, câtă vreme îi mai țin puterile, și celebrează în casă, cu permisiunea episcopului. Totuși, din respect, biserica cere, fiindcă am amintit acest lucru, să nu se celebreze Sfânta Liturghie niciodată în camera de dormit. Să fie o cameră de primire, chiar dacă e o casă obișnuită, unde stau mulți din pensionarii noștri. Ei își rezervă când se pregătesc pentru pensie și vor să se retragă singuri, o cameră special numai pentru celebrarea Sfintei Liturghii, pentru rugăciune, pentru breviat și așa mai departe. Câteva cuvinte despre bazilică. Noi putem include în termenul biserică și celelalte despre care vă voi explica acum. Dar avem termenii aceștia cu specificul lor și vi le explic. Bazilica. Cu acest termen de bazilică sunt desemnate unele biserici care, datorită importanței și valorii lor, se bucură de prerogative speciale. Bazilică. Ele sunt de două feluri, bazilica sau bazilici majore și bazilici minore. Bazilicile majore sunt numai patru în toată lumea și sunt la Roma, în Italia, acolo unde este Papa. Și aceste patru bazilici majore sunt prima, San Giovanni din Lateran, Sfântul Ioan din Lateran, considerată mama tuturor bisericilor și trecută în calendarul nostru cu litere cu caractere mari. Și atunci este scoasă în evidență tocmai acest lucru cu capul, mama și capul tuturor bisericilor. Înainte de San Pietro, San Giovanni din Lateran, apoi San Pietro, a doua bazilică majoră, San Pietro, Sfântul Petru din Vatican, acolo unde celebrează de regulă Sfântul Părinte Papa. Apoi, a treia bazilică majoră este Santa Maria Maggiore, Sfânta Maria cea Mare, și a patra, Sfântul Paul, San Paolo Forile Mura, adică Sfântul Paul din afara zidurilor cetății Vaticanului, din afara zidurilor Romei. Sunt patru bazilici majore. Minore sunt multe, fie în Roma, fie în afara Romei.
biserici cu o însemnătate deosebită, care primesc titlul acesta de bazilică, bazilică minor. Avem și noi în dieceză una singură, Bazilica de la Căcica, Bazilica Minor. Și noi am făcut cunoscut acest lucru atunci când a primit acest titlu de Bazilică Minor. Datorită importanței ei, este singurul loc de pelerinaj special în cinstea Maicii Domnului din dieceza noastră, Căcica din Bucovina, județul Suceava. Și sunt și altele, eu m-am referit numai la aceasta a noastră de aici, din dieceza de Iași. Asta despre bazilică. Acum despre catedrală. Și catedrală e tot o biserică. Aceasta în care ne aflăm noi acum, cei care suntem prezenți în biserica aceasta, se cheamă catedrală. Normal, catedrala de origine principală este cea care este acum în reconstrucție, în restaurare. Sperăm cât mai curând să terminăm această restaurare și să facem sărbătoare pentru a binecuvânta, pentru a binecuvânta lucrările de restaurare foarte multe care s-au făcut și foarte frumoasă va fi în final această catedrală. Catedrala este tot o biserică, dar biserica în care celebrează episcopul la marile sărbători din anul liturgic, în special la Paște, și unde episcopul își are catedra lui, de aici catedrală, scaunul prezidențial, uitați-l aici, e ieșit mai în evidență. Aceasta este catedra episcopului, locul de unde episcopul are principală datorie să catehizeze. Ce fac eu acum? Datoria mea principală este să catehizez, să instruiesc, să învăț. Și de altfel toți preoții, aceasta e misiunea principală, când Iisus i-a trimis pe apostoli în lume, nu le-a spus mergeți și celebrați Sfânta Liturghie, mergeți și construiți biserici, mergeți și nu știu ce să faceți. Principala datorie este mergeți și predicați Evanghelia, catehizați-i pe oameni, învățați-i, să păzească tot ce v-am spus eu vouă. Asta e misiunea principală, misiunea profetică, așa numită, care decurge în primul rând din botez și pe care o aveți și dumneavoastră, toți cei botezați, dar în mod special preoții, episcopii și papa, care este în fruntea bisericii, urmașa lui Petru. Catedrala, deci este biserica în care, indiferent cât de mare sau mică, cât de împodobită sau mai puțin împodobită, este locul unde își află reședința episcopul și în care el celebrează principalele liturghii în timpul anului bisericesc și unde și are scaunul său prezidențial numit catedră, de aici catedrală. Cu termenul acesta de catedrală, figurativ, sunt desemnate și alte biserici din dieceză, dintr-o dieceză. Dar într-o dieceză este o singură catedrală. La Iași o avem noi aici. Aceasta este biserica nouă, lângă catedrala de origine veche. Mâine celebrăm duminică, 136 de ani de la înființarea episcopiei de Iași. Dar asta în paranteză fiind spus. Spuneam că sunt și alte biserici într-o dieceză, într-o țară care numai figurativ sunt numite catedrale, datorită mărimii lor, importanței lor istorice sau, altor, spunem, ca o podoabe deosebite sau așa le consideră lumea. Eu la Suceava, de unde am venit eu aici la Iași, toată lumea din Suceava nu spune Biserica Catolică, Catedrala Catolică din Suceava. E una singură în centrul orașului, vechi, așa și în alte părți. Și la catolici și la ortodoxi se spune, se folosește termenul de catedrală, dar numai figurativ, că realmente nu este catedrală, ci este o biserică care are o importanță mai deosebită, datorită, repet, mărimii, frumuseții ei și așa mai departe. Dar e bine pentru toți să știe ce înseamnă catedrală în sensul adevărat al cuvântului. Mai avem și denumirea de domn
Ați auzit Domnul din Milano, Domnul din Köln, Domnul San Stefano, Sfântul Ștefan din Viena. Ce sunt domurile? Tot biserici. Denumirea vine de la Domus Episcopalis, casa episcopului. Deci Domus, de aici vine Domus, limba latină înseamnă casă, casa episcopului, catedrală altfel spus. Și se referea inițial la capela din casa episcopului, spunea Domnul. Casa episcopului și episcopul în casa lui avea o capelă, cum avem și noi în Palatul Episcopal o capelă. Inițial la aceea se spunea Domnul. Apoi s-a extins termenul acesta la Biserica Episcopului, catedrală. Și de asemenea s-a extins totul numai onorific, figurativ și la alte biserici, fără să fie reședințe episcopale, domn. Capelă, o altă denumire, de la latinescul capa, care înseamnă mantie. E vorba de mantia purtată de cei care spuneau breviarul în cor. Avea o mantie cu un fel de capuciu. Legenda, ați auzit poate toți de legenda mantiei Sfântului Martin de Tur, când a tăiat în două și a dat unui sărac pe care l-a întâlnit în drumul său, că era înghețat de frig, jumătate și-a păstrat-o lui, jumătate i-a dat-o acelui nenorocit. Și care se păstrează și astăzi la curtea regală din Paris, numită această încăpere în care se păstrează mantia, capa aceasta a Sfântului Martin, Saint-Chapelle, Sfânta Mantie, să traducem. Încăperea în care se rugau ei, cei care spuneau breviarul în cor, se numea capelă. Mai apoi cu acest termen s-a numit și lăcașurile de cult, de la palate, de la castele, de la locurile de pelerinaj, din seminarii, cum avem noi seminarul din Iași, are capelă semipublică și toate casele de recolegere, casele călugărilor au o capelă, o cameră amenajată special în care se roagă, se celebrează Sfânta Liturghie. La fel în spitale, la fel în închisori, în gări, în aeroporturi, în cimitire, sunt astfel de capele. Dar rețineți de la capa, de la mantie. Haina purtată de cei care spuneau breviarul în cor. Mai este o denumire pentru locurile de închinare și de celebrare a liturghiei numit colegiată. Este biserica unui colegiu de canonici, alții decât episcopali. Uneori asemenea biserici devenind reședință episcopală, colegiată sau minster, de la monasterium, mănăstire, erau echivalente cu catedrala acestea. Și mai este în sfârșit cripta, și aici mă opresc, numele acesta derivă de la camera mortuară, unde era înmormântat un martir. De regulă, sau ulterior, deasupra criptei se obișnuia să se construiască deasupra criptei mormântului unui martir, să se construiască biserica, în așa fel era construită încât erau niște trepte de coborâre la locul unde era mormântul martirului, dar deasupra era construită biserica, pe mormintele martirilor, criptă. Ulterior, noi am deschis și aici la Episcopie, o să vedeți că vor fi gata în catedrala veche lucrările, se va putea coborâ în criptă, sub toată suprafața bisericii, o să vedeți foarte frumos, s-au amenajat acest loc, chiar dacă nu avem dar morminte ale martirilor, dar sunt morminte ale episcopilor, ale unor preoți care au activat așa de frumos în dieceza noastră. Și dacă sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu, locul principal la cripta catedralei vechi este pregătit special pentru a aduce moaștele fericitului nostru martir Anton Durcovici. Să ne ajute Dumnezeu să le găsim și să le punem la loc de onoare și de cinste. Criptă, vedeți? Un fel de subsol la unele biserici unde se putea și se poate și acum celebra Sfânta Liturghie, chiar dacă nu sunt acolo morminte ale martirilor.
Mă opresc aici pentru că s-a încheiat și ora de cateheză, mulțumindu-vă pentru atenția cu care ați urmărit această expunere despre timpurile liturgice și despre locurile liturgice. Voi continua săptămâna viitoare cu alte detalii care probabil și cred că vă dați seama, nu sunt lucruri așa de, spunem, greu de înțeles, dar foarte bine venite pentru a le cunoaște toți semnificația lor, că atunci când venim să ne închinăm ca într-o familie, să ne regăsim mai ușor și să culegem cât mai multe roade din celebrările sfinte, religioase și mai ales din celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim, Dumnezeu.